părinte, să ajute copii cu autism. Și vă mulțumim tare mult că v-ați deschis porțile pentru noi. Nu-i vremea de doar.
Teodor, student acum, dar cu mare drag îi aștept pe fiecare. Mă interpreta cu Linda Cerușcă. Cerul și pământul, cerul și pământul, încălzirea sună. Îngeri și oameni cântă împreună. Hristos se naște, Domnul coboară. Îngerii cântă, magii le adoară. Păstori aleargă, ies la o conjoară, mari minuțe întâmplară. Păstori aleargă, ies la o conjoară, mari minuțe întâmplară. Din răsărit fiind, din răsărit fiind mari, cu bucurie, cu dar de smirnă, cu dar de smirnă, Domnul coboară. Îngerii cântă, magii îl adoară. Păstori aleargă, ies la o conjoară, mari minuțe întâmplară. Păstori aleargă, ies la o conjoară, mari minuțe întâmplară. Hristos se naște, Hristos se naște, veniți la închinare. Vesel suflet, veselă cântare. Hristos se naște, Domnul coboară. Îngerii cântă, magii îl adoară. Păstori aleargă, ies la o conjoară, mari minuțe întâmplară. Păstori aleargă, ies la o conjoară, mari minuțe întâmplară. De noroc la ea.
Din șară pășe făcut.
cristalul de dobitoace, florile de mărunt, mai tare își plăsește pace, flori de mărunt. Sorocul i s-a plinit, florile de mărunt, și pe baie o
Cerbo, care e de față, care participă astăzi la ultima ședință de Consiliu din acest an. Să vă mulțumim că ați răspuns invitației, să vă felicităm pentru tot ceea ce ați realizat pe parcursul acestui an și ați reprezentat atât Liceul Schiru Varet, cât și municipiul Moinești, nu numai la nivel local, ci și la nivel național. Vă dorim să aveți un an spornic și cu realizări cât mai multe, să ne fiți alături atunci când avem evenimente și vă solicităm sprijin în acest sens și să vă urez la mulți ani atât vouă cât și familiilor voastre să vă îndepliniți tot ceea ce vă doriți alături de cei dragi. Vă mulțumim! O să vă ofer un calendar, doamna profesoară, și colegii mei vor să cred că să atute ceea ce v-ați propus ca și caz caritate, da? Comisia economică, dacă aveți întrebări, supunem proiectul.
de la vot, cine este pentru? Împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia Verifică, nevoie de discuții. Aducă până la vot, cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare datorată în anul 2022 de raza municipiului Primărie către persoane fizice. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. O mică mențiune. După cum vedeți, am luat în calcul o majorare nu prea mare a acestei taxe de salubrizare. Pe scurt să vă informez că la ora asta avem o restanță de 25 și a 3-a lună. Nu puțin, se apropie de 3 miliarde în fiecare lună această datorie către operatorul regional Rompres. Mai se adaugă și facturile de la cei care administrează stația de sortare și stația de transfer și se mai adaugă și cotizația anuală pe care o avem la Asociația de Dotare Intercomunitară de Salubrizare. După cum vedeți, am luat restanță pentru că nu satisface nivelul taxei actuale și cantitatea pe care se produce pe raza municipiului Mănești și atunci forțați de împrejurări am venit cu o majorare atât la persoane fizice cât și la persoane juridice. Nu suntem singurii care facem lucrul acesta. De fapt, se prevede aceasta și în politica tarifară, cea după care a fost ghidată atunci când s-a inițiat și s-a implementat acest proiect de finanțare europeană. Vă pot spune că într-o discuție cu primarul de la UNES săptămâna trecută la Bacău, dumneavoastră au o taxă exact ca noi de 14 lei pe persoană, dar la agenții economice au o taxă de angajat de 26 de lei. Iar la noi, un agent economic nu depășește 16 lei, față de 15 ani trecut. Iată, nu am mers exagerat, dar cei de la UNES îmi spuneam cu această taxă de până acum 23 de angajat și 12 parte pe persoană fizică, la momentul ăsta nu am nicio datorie la DIS. Noi am venit și cu o datorie din anul trecut, tot datorită acestui fapt, că n-am mai majorat această taxă la nivelul anului 2021, dar astăzi vă rog să acceptați această mică majorare, pentru că altfel la anul ce urmează vom avea jumătate de ani datorie. Vă mulțumesc! Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot, cine sunt pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. La Comisia Economică, dacă aveți alte întrebări, intervenții. Supunem proiectul la vot, cine sunt pentru? Împotrivă, abținere. Mulțumesc. Comisia Critică, întrebări. Acum să punem la vot cine este pentru. Pentru abține. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022, datorată de persoane juridice și agenții economici în municipiul Moinești. Comisia de urbanism, întrebări discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă, abține. Mulțumesc. Comisia Critică. Întrebări de rezultări. Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Pentru. Împotrivă, abține, abține din față. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei 10, regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, la contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canal numărul 556/2006, din 29/11/2010. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot, cine este pentru?
Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Politică. Întrebări. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Abțineri. Împotrivă. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe teren și taxei pe terenurile care contribuie la exploatarea resurselor de apă, precum și pe terenul folosit ca zonă de protecție a bazinelor de alimentare cu apă și apă uzată din municipiul Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Comisia Economică, dacă aveți întrebări. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abținem. Mulțumesc. Comisia Politică. Întrebări. Dacă o supunem la vot, cine este pentru? Pentru. Împotrivă. Abținem. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului centralizat al imobililor aparținând domeniului privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abține. Mulțumesc. Comisia Economică. Punem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Politică. Întrebări. Nu supunem la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Abțineri și toate pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Moinești, a unui imobil situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, numărul 376, județul Bacău. Unică completare, doamna secretar, adaugă ceva la punctul la articolul 2. Abține.
proiect de hotărâre privind declararea unui bun imobil teren de uz și de interes local și atestarea apartenenței acesteia la domeniul privat al municipiului Menișul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia critică? Întrebări? Dacă nu se la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea lichidii unor imobile situate în extravilanul municipiului Moinești, punctul Osoiu, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abținere, mulțumesc. Comisia economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere, mulțumesc. Comisia critică, întrebări. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Abținere. Proiect de hotărâre privind repartizarea două locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situația în municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia juridică, întrebări. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind stabilirea situațiilor de necesitate, precum și a situațiilor deosebite în care se află familiile sau persoane din municipiul Moinești, care justifică acordarea ajutoarelor de urgență, a procedurilor și condițiilor de acordare a acestora, în conformitate cu legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abține. Mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Mulțumesc. Comisia juridică. Întrebări. Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Împotrivă, abține. Punctele 14, 15, 16, 17 și 18 le retragă pe ordine de zi, având în vedere prelungirea termenului de depunere a cererilor de finanțare până la 31 martie 2022 și având în vedere că proiectantul nu a predat încă documentațiile la serviciul proiecte, așadar vom veni probabil în ziua următoare cu aceste. Mulțumim. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitarea infrastructură rutieră pe străzile de Zmării și Ștefan Lucian și a indicatorilor tehnico-economici. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abține. Mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări.
altă, cliente pentru împotrivă, abține. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului de clădiri pentru impozitul clădirii atelierul mobilă situată în municipiul Onești, strada Mihai Dinescu, numărul 46, aparținând Artmes SCM. Pentru modificare la articolul 3, prezenta hotărârii intră în vigoare cu data de 1.04.2022, adică din trimestrul 2, având la bază și o adresă înaintată celor de la SC Artmes pentru a dezința clădirile, dacă le mai putem denumi clădiri, pentru că mai că nu mai există, până la acea dată. Dacă nu reușesc să fac acest lucru, dintr-o discuție cu cei din conducerea Artmes, spun că a reușit, atunci, dacă nu vor reuși, impozitul de la începutul trimestrului 4 va fi aplicat în proporție de 200%. Am eu o problemă aici. Având în vedere că eu cea mai activitate, având în vedere că cea mai, ce se pune? Având în vedere că cea mai mare activitate mea a fost în cazul cooperativei altă meșteșugarilor Mâinești, cu mâna pe inimă vă spun două aspecte. Unul la mână. Acolo acei meșteșugari, cu truda muncilor, și nu a fost absolut deloc ușor în condiții insalubre, cu niște instalații exaustare imperfecte. Nu am cuvinte să vă descriu, mai ales mobila de la Găzărie, unde era domnul Ioșă, nu mai știu dacă mai este printre noi, un om de mare valoare, care a condus acea unitate foarte mulți ani de zile. Eu am avut loc să fiu lângă domnul Iunc, vecinul meu acum, care cu totul era o secție nouă, o secție cu alte, știu eu, oferte de lucru. Mă refer la condițiile de lucru, umane. Dincolo erau aproape inumane. Eu aș avea o problemă să vă spun dumneavoastră, domnule primar, domnule președinte și domnule consilier. Având în vedere că în cadrul cooperativei de artă meșteșugară sau artă transformată post revoluție, nu mai sunt decât câteva persoane acolo, în pragul pensionării. 3-4, ne numărăm pe deci la o mână, dacă mă gândesc bine. Sunt două aspecte care le propun eu. Ori să acordăm un termen mai lung, de câteva luni de zile, pentru că nu este unitatea aflată într-o zonă să nu placă ochiului sau să fie, cum să vă spuneți dumneavoastră, să atragă de la sine anumite chestiuni care să ne tragă în jos pe noi ca și Consiliul Local. Și doi la mână, am putea să mai acceptăm cum s-a mai acceptat și în alte situații. Noi să preluăm acel spațiu, se pare că ne-l oferă, din câteva discuții, nouă comunității locale, primăriei, așa, și să ne ocupăm noi de el. Acele știu, clădiri care spune, într-adevăr, sunt insalubre, cum spune domnul primar, pe bună dreptate, dar totuși au într-o proporție de 25-30% lemn de foc, care putem să le acordăm oamenilor săraci din Moinești, care nu au posibilitate să cumpere lemn de foc. Mai sunt cărămidi, mai sunt materiale de construcții, care le putem oferi gratuit oamenilor. Având în vedere că nu mai avem și oarecare un modul excavator, mai avem niște mașini, știu și care se oferă poate să vină cu utilajele lor. De aceea eu aș ruga să privim așa cum am și jurat când am depus jurământul, să fim spre bine cetățeanului și să convins cum veți face. Nu vreau decât să acordăm un termen mai lung. Dacă ei nu pot, să încercăm și noi să ajutăm această onorabilă societate comercială care a fost din darul Moineștiului zeci și zeci de ani, care au făcut numai export. Atât în domeniul de modă, cât și în domeniul vestimentației, am prezentat moda, s-a făcut multe lucruri frumoase în acest sens. De aia nu trebuie să privim decât cu ochi frumoși această societate. Eu vă mulțumesc pentru înțelegerea. Cine ți-a apăsat pe ochi? Ok. Da. Consider intervenția dumneavoastră mai mult nostalgic, eu nu... vis-a-vis de ce se întâmplă acum acolo și vis-a-vis de ce se întâmplă în municipiul Mâinești. Dorim un oraș curat, un oraș stabilizat, un oraș în care toate clădirile se corespundă din punct de vedere urbanistic, tehnic și așa mai departe. La ora asta, acele clădiri nu mai corespund tehnic. Doamna Niculina Comănescu, președintele acestei cooperative, a fost și dimineața la primăria municipiului Mâinești, nu poate dona aceste clădiri așa cum sunt la primăria Mâinești, pentru că, din punct de vedere juridic,
dumnealor au un consiliu de administrație, au o lege pe care, în baza căreia se desfășoară activitatea și, drept urmare, nu pot aproba nici în consiliul lor de administrație, nici dumneai ei nu are puterea de a ceda gratuit la primărie acele clădiri, având în vedere că după ce aceste clădiri nu mai există, terenul este a primăriei. Dar în situația actuală, un expert care s-a deplasat la fața locului ne-a dus la cunoștință că nu poate efectua o expertiză tehnică, întrucât clădirile nu mai pot fi expertizate, nu mai ce expertizate. Așadar, s-a discutat cu dumneavoastră și demolează acele clădiri, după care le vor preda terenul, automat va deveni în proprietatea primăriei municipiului Măinești și la timpul potrivit împreună vom stabili dar pe cei de la Habitat, dacă altă necesitate și altă oportunitate găsim acelei suprafețe de teren și nu mică, la ora aceasta pe strada Mihai Eminescu, George Coșcu, Căpitan Zăgănescu, se lucrează la un proiect de 5 milioane și ceva de euro deocamdată, știți că se actualizează lunar suma, un proiect care va moderniza acea stradă, cum nu este niciuna în municipiul Măinești și în multe alte localități, așadar nu putem cetățeni de acolo vin și reclamă la primărie sau vizarea acelei zone, pentru că se adăpostesc câini, chiar și oameni pe acolo, nu se mai poate continua. Avem această discuție de peste un an cu doamna Comănescu, președinta acestei societăți, cât și ea, dumneai, la rândul ei, cu cei din Consiliul de Administrație, s-a ajuns de comun acord la această, printr-o discuție la această concluzie, că le vor demola, vor valorifica materialele, nouă ne va reveni terenul liber de sarcini. Dar și-o dată, atribuțiunea e ok. Asta e. Spun ce da. Simplu. Mulțumim tare mult. Comisia de urbanism, dacă mai aveți întrebat, dacă nu supun proiectul la urmă, cine este pentru? Eu dacă sunt în Consiliul de Administrație, în Consiliul de Administrație, am acționat, am voie să votez? Nu. Deci nu votez, nu particip la votul acesta. Nu știu, juridic vorbim. Da. Votul împotrivă, abțineri. La Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog frumos. Dacă nu supune proiectul la urmă, care este proiectul la urmă? Împotrivă, abțineri? Abțineri, da, abțineri. La Comisia Juridică, discuțim. Aș vrea să fac eu o mică intervenție. Este lăudabilă inițiativa administrației publice locale cu privire la, știu eu, restaurarea ordinii în ceea ce privește construcțiile. După ce am luat la cunoștință de toate celelalte aspecte, am luat și o discuție cu doamna Românis, nu vă ascund acest lucru. Dânsa este foarte bine intenționată. Noi știm cu toții că motivul acestei activități îl reprezintă faptul că s-a modificat legislația și acel teren trebuie să intre în administrarea, în proprietatea, mai bine zis, a administrației publice locale. Și acum se pune problema, intră liber de sarcini sau privat de sarcini, adică cu cele trei clădiri. Doamna Comănescu este de acord să cedeze administrației publice locale acele clădiri la un preț modic, așa cum cumva va spune și notarul, pentru că altfel nu se pot face acte de proprietate. Problema astăzi, la data de astăzi, este că a consultat un constructor și este în pericol de a intra în faliment pentru faptul că un constructor care să demoleze acele clădiri ia undeva între 100 și 200 de mii de lei. Eu mă gândeam să vă propun dacă putem să preluăm clădirile la un preț modic și apoi când știu eu, din punct de vedere juridic, cesionăm terenul respectiv sau va fi vândut, să introducem un preț și valoarea clădirilor. Și sunt convins că la o evaluare, valoarea clădirilor va fi mai mare decât cea cu care o preluăm. Pentru că este adevărat, nu putem demola după aia, că dacă faci o investiție cu clădire, nu poți să demolezi. Dacă există această posibilitate. Da. Da. Vă spun intenția noastră a autorității locale. Nici de punctul acelui teren. Clar. Deci, dacă vorbim de o recuperare, nu avem de unde, că acel teren nu va fi vândut, va fi folosit în interes local. Mă gândesc la sală de sport, mă gândesc la, există această posibilitate la Cenii și nu avem un teren disponibil de această suprafață.
Mă gândesc la cei de la Habitat, am putea discuții să fac aici un eveniment, așa cum l-a făcut la Bacău și în alte localități, la Cumpăna, și în 20 de zile au construit 5-6 case. Mai sunt cereri pentru locuințe, de la spital, de la poliție, de la toate, pentru care nu mai intervine primăria atunci când Habitatul le repartizează, ci doar de ajutor prin direcția de asistență socială, prin anchete sociale sau punerea la dispoziție a celor care au nevoie de o casă. Știți că și noi facem 50 pe căriman, ați văzut mai înainte punctul de pe ordinea de zi. Așadar, exclud o vânzare și faptul că, cum a spus și dumneavoastră, 120.000 de lei din partea autorității locale pentru un teren care este al nostru de fapt și să-l cheltuim noi, pe când arta se autofinanțează din chirii, din toate celelalte venituri pe care le-au și nu puține, pe rasa municipiului Moinesc, sunt niște chirii salariați. Dacă ne amintim, erau cu 100, 100 și ceva la un moment dat, când domnul Mire lucra pe acolo cu fabrica de modelație, nu rămâne pe 10 de lege la 2000. Și cred eu că pentru a scăpa de o povară, de a plăti impozite de ani de zile degeaba, le-au adus în situația asta că puteau să facă acest lucru de acum 10 ani. Le-am zis mereu, nu numai din mandatul meu, și din mandatele trecute, știți că a fost o discuție. S-au făcut adrese nenumărate către Comisia Județeană a Fondului Funciar, în care s-a răspuns clar că legea prevede că atunci, pe timpul existenței clădirilor, terenul este administrat de societate, iar odată cu dispariția clădirilor va reveni administrației locale. Iată că astăzi au ajuns într-o situație prin chiriași pe care i-a avut acolo și datorită lor și datorită faptului că nu au fost supravegheate, prin carne, poartă, nimic acolo, sunt în această situație de astăzi. Eu am discutat cu doamna și dimineață, va primi acel certificat de urmărit și radierea, dacă demorează radierea de independențele fiscale și cu acest mesaj, pe 27 are un Consiliu de Administrație la nivelul cooperativei, vine și cu această hotărâre pe care noi, după cum vedeți, am pus-o în trimestrul 3 ca să respectăm acea adresă pe care i-am înaintat-o și sper să rezolvăm acest caz și să punem în valoare terenul pentru interesul public și nu pentru a fi vândut. Deci este timp până la urmă ca să-și facă treaba. Asta e vorba. Mulțumesc. Da. Comisia Vârchimii, dacă astea discuții, acum să o punem la vot și este pentru. Abțineți, împotrivă, abține și patru pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui lot de teren situat în municipiul Măniești, strada Profesorului numărul 44, județul Bacău. La acest punct și următoarele o să trebuiască să faceți propuneri pentru comisii. Grupul BNR din persoana mea o să facă nominalizări. O să nominalizez pe doamna consilieră a Rățelare Canduca și domnul consilier Ior Cornel, celelalte partide, vă rog. În partea grupului PSD, domnul Cristian Dacă și domnul Cristian Chicoș. USR nu are propuneri. Da, mulțumesc. Nominalizările o să le votăm în ședința de plen. Comisia de urbanism, dacă are ceva de adăugat. Dacă nu, supun proiectul la vot și ne este pentru. Vă rog, împotrivă, abținere. Domnule președinte, am o întrebare. Spuneți care este pentru titlul ARTA și care... Da, prima persoană nominalizată, doamna Lăzăloaie Raluca, este titular, iar suplantul este domnul Ioc Cornel. Partea grupului PSD, domnul Budac, titular și domnul Dirichestia. Comisia Economică, dacă aveți alte propuneri, dacă nu suntem la vot, ce este pentru? Împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia Vârchimii, dacă sunt întrebări? Da. Și așa o punem la vot. Cine este pentru? Abține? Pentru. Împotrivă? O abține și patru pentru. Mulțumesc.
proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii de licitație publică a unui lot de teren situat în municipiul Mureș, strada Zorilor, locul 2B, județul Bacău. La fel, grupul PNR va face cele două nominalizări pentru comisie domnul Ghiu Formel și vreau domnul Bozenașul Sorin. Grupul PSD, titular Lucian Turian, Turian Chirineștăran. O să mai propunem. Nici vreau de mult. Care nu avem propune? Supunem proiectul avat, cu propuneri de făcut. De cine? Răsăr pentru. Votul împotrivă. Abține. Mulțumesc. Comisia e probabil dacă deși atât făcut. Punem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Comisia critică? Întrebări? Cu timp? Dacă să punem la vot, cine este pentru? Abține? Împotrivă? Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobililor clădire și teren situate în municipiul Moinești, strada Căptan Zăvănescu, numărul 18, județul Bacău. Propunem din partea grupului PNR, Turcarul Ionel și supleant domnul Dragomir Nicolae. Grupul PSD, titular Silvian, Silvian Tericetăreau. Da. Supun proiectul la vot în urmează. De făcut de cine este pentru? Votul împotrivă, abține de suflase. Comisia economică, dacă aveți așa, propune. Dacă nu supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia critică, întrebări, discuții. Dacă propunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, abține. Pentru. Proiect de hotărâre privind trecerea unei unor suprafețe de teren situate în strada Tudor Vladimirescu, numărul 151. Din domeniul public, al statului și în administrare Ministerului Sănătății, prin Institutul Național de Recuperare de Medicină Fizică și Manuală în Farmacologie. O mică intervenție, da? Iată că după eforturi deosebite spun eu că în urmă cu o lună de zile, la prima ședință, ar fi trebuit ca la ședința de guvern a guvernului trecut să fie pe ordinea de zi și era pe ordinea de zi acest punct. Datorită faptului că nu s-a mai ținut aceea ultimă ședință de guvern, a venit guvernul nou, au trebuit toate din nou avize de la Ministerul Justiției, de la Ministerul Economiei, de la Sănătate, a ajuns la Secretariatul General al Guvernului și iată că astăzi avem această notă aprobată în guvern, aprobăm această hotărâre de Consiliu, vom face scrierea provizorie în cartea funciară, după care vom merge din nou la Ministerul Sănătății și la Secretariatul General al Guvernului pentru a fi promovată hotărârea de guvern după ce și avizele vor fi luate. Dar, având în vedere legislația vigoare, de la momentul hotărârii de Consiliul Local și înaintării adresei către guvern, nu avem niciun impediment ca cei de la Compania Națională de Investiții să promoveze la finanțare, adică să înceapă procedura de licitație publică pentru proiectul tehnic, pentru că la limba la această oră este efectuat. Un pachet din care face parte atât proiectul tehnic cât și execuția, beneficiar și Institutul Național Balnear, prin Ministerul Sănătății, prin acest institut, și se poate lucra sub condiția ca până la finalizarea execuției lucrărilor, hotărârea de guvern să fie emisă. Am discutat cu cei din conducerea Companiei Naționale de Investiții, împreună cu directorii INRMV, chiar marțea trecută la București, așadar va prinde contur cât de curând această doreanță a moineștenilor și, nu în ultimul rând, a mea și a dumneavoastră. Mulțumesc!
Dacă îmi permiteți, domnule președinte, am supun atenției dumneavoastră faptul că, după adoptarea hotărârii, va fi necesară modificarea articolului acestuia, așa cum este transmis prin adresa numărul 362/20/2021, în sensul completării titlului hotărârii cu următorul paragraf, în vederea realizării obiectivului de investiții, lucrări de amenajare, spații de tratament cu spații de cazare, localitatea Mâinești, la Dr. Valmirescu, municipiul Mâinești, județul Bacău. Mulțumim! Comisia de Rotament, vă rog să supunem la vot cu amendamentul pe care doamna secretar generală a menționat. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia de Rotament, dacă aveți întrebări, dacă nu supunem proiectul la vot cu amendamentul, doamna secretar, cine este pentru? Împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia de Ritică, dacă aveți întrebări, discuții. Acum să punem la vot, până la urmă, pe doamna secretar, cine este pentru? Pentru. Abține, împotrivă, comisia. Ședința pe comisia la sfârșit, urmează o pauză mică, pe care îmi place în cea de pe. M-am invitat. În conformitate cu prevederea articolului 133 alineatul 1 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ, modificările și completările ulterioare, a fost convocat în ședința ordinară cu situația primarului municipiului Mănești, numărul 900 din 15/2021. Vă informez că ședința este doar constituită, fiind prezent în sala de ședințe un număr de 17 consilieri, 2 domnul consilier fiind conectați cu mijloace electronice. Având în vedere prevederile codului administrativ, punctul 1 pe ordinea de zi fiind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 25 martie 2021, consul plenul, dacă există obiecții față de conținutul procesului verbal, care a fost transmis dumneavoastră spre consultare. Ne fiind obiecții, supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 25 martie 2021. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? O abținere? Mulțumesc. Domnii consilieri care sunt conectați online, au votat? Mulțumesc. 18 voturi pentru și 9 abținere. A fost arătat procesul verbal și ședinței ordinare din 25 martie 2021. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a parcurge ordinea de zi de astăzi. Cu mențiunea ca proiectele de hotărâre, unde este necesară exercitarea votului secret, domnii consilieri care sunt conectați prin mijloace electronice nu vor participa la vot. Mulțumesc! Da, mulțumesc, doamna secretară, domnul primar, domnul consilier, domnul viceprimar. Nu trebuie să începem ședința. Totodată aduc aminte că avem doi consilieri conectați online, deci se va vota atât cu sistemul pe care l-am la dispoziție, cât și online pentru cei doi consilieri. Consult plenul dacă sunt obiecții asupra ordinii de zi de astăzi. Dacă nu sunt, haideți să ne obișnuim din nou cu metoda de vot, dar fiindcă este a doua ședință, și propun să votăm ordinea de zi. Dar au fost trei consilieri care n-au apucat să voteze.
putem trece la punctul numărul 2 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea tipificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al municipiului Moinești. Rog raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întreb și vă sugerez dacă sunt obiectivele care cineva se înscrie la curs și o să vă rog când, ca să meargă foarte repede ședința, să vă aveți butonul ăsta de intervenție pe care să-l folosesc ca să mi apară mie aici. Este și mai ușor și este și mai practic. Da, domnul consiliu Maciu, vă rog. Mulțumesc, doamne președinte. Rectificarea bugetară de astăzi care ne se prezintă pentru a fi votată, din punctul meu de vedere, este de natură la nivel curat, în sensul că este o rectificare bugetară pozitivă, în mare parte la capitolul venituri, pentru introducerea unor venituri în bugetul local, respectiv suma de 1.145.000 lei, reprezentând sume defalcate din TVA, conform adresei AJFP, și o sumă de 360.000 de lei, subvenții de la bugetul de stat, pentru încălzire. De asemenea, la capitolul cheltuieli, aceste sume au fost repartizate, am văzut cu prioritate pentru plata burselor pentru elevi și alte drepturi ale acestor. Eu aș dori câteva întrebări foarte scurte să adresez doamnei Pădureanu pentru o mai bună cunoașterea noastră, cât și a celor care, cât și din partea celor care ne urmăresc. În primul rând, aș vrea să întreb dacă există o situație centralizată cu persoanele care au drept la încălzire și ce sumă totală este necesară pentru aceste, pentru plata acestor ajutoare. Vă rog să porniți stația, să dați pe pornit acolo. Da. Odată și după aceea pe porniți la microfon. Informația solicitată, cred că ar trebui să... Două secunde, mai să am văzut să registreze. Așa, și că mă îndreabă. Și plingeam în poate. Deci, informația solicitată de dumneavoastră, cred că vă poate fi pusă la dispoziție de către domnul director al Direcției de Asistență Socială. Din câte știu eu, suma este centralizată la nivelul direcției, comunicată către AJPIS Bacău. Este suficientă, dar domnul Bogdan Cehan, cred că vă poate spune mai bine ce măsură. Este, nu am unul tot ce la dispoziție, dar este suma exactă, dar este la dispoziție, este comunicată la suma, așa cum este la... Și finanțată integral, din câte știu cu... Deci, suma de 360.000 acoperi pe cele? Da. Bun. Mulțumesc mult. O altă întrebare. Vreau să-i mulțumesc doamnei Pădureanu pentru faptul că a făcut o scurtă analiză a veniturilor pe concesiuni și închirieri. Și aici precizați. Drepturile totale constatate de încasat în anul 2021 sunt în sumă de 4.558.044.000 lei, compusă din suma de 342.236.06 drepturi restante din anii precedenți și din drepturile curente ale anului 2021 în sumă de 4.264.405.38 lei. Și spuneți că până la data de 30.11 a fost încasată suma de 4.258.224.50 lei, reprezentând 93.41 din debitul total, la sută din debitul total. În această sumă sunt cumplise și concesiunile și închirierile de la OMB? Vă rog să vă închideți stația, domnul consiliu, ca să poată să în suma enunțată de dumneavoastră, da, este cuprinsă și concesiunea cu OMV Petrom, care este aproximativ, să zicem, cam 900.000 trimestrial. Deci 900.000 ori 4. Din suma totală, 3.600.000 aparține OMV.
cred că e puțin exagerată, cu 800 și ceva, dacă mi-amintesc eu bine. Da, 800 și ceva de mii este suma facturată trimestrial către OMV Petrom în baza contractului de concesiune. Da, dar când merg în execuția bugetară preliminară la 31 decembrie 2021, aici avem chirii și concesiuni din totalul de 5.905.05, avem prezumat să încasăm 4.500.000 și rezultă un procent mai mic decât cel de 93,47%. Care este situația? Deci bugetul a fost constituit la nivelul realizărilor anului 2020. De-aia avem un 5.800.000. Nu a fost constituit bugetul atunci când a fost fundamental la începutul anului, la nivelul realizărilor efective pe care vi le-am prezentat dumneavoastră acum. Fundamentarea bugetului așa spune în lege, că se face la nivelul realizărilor anului precedent. Anul precedent am avut o încasare mai mare, având și o tranșă de tranzacția încheiată în anii anteriori. Asta vă spunea domnul primar la punctul, la amendamentul spus de dumnealui, că prin alocarea sumei de 320.000 din fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, conform hotărârii de Guvern 1264, exact asta am avut în vedere. Am majorat acel capitol bugetar de la echilibrarea bugetului local și am diminuat bugetul la chirii și concesiuni cu 320.000, pentru că noi de la început am știut că nu vom realiza bugetul la nivelul anului precedent, pentru că nu aveam cum, neavând tranzacția care să stea la bază. De-aia nici nu, deci cred că v-ați uitat pe, asta e punctul 2, cine a zis noastră, pe contul de execuții preliminar. Ați văzut că și în drepturile constatate ale anului 2021 nu există sumă din tranzacție, există doar din contractele de închiriere și de concesiune. Anul viitor, de exemplu, când vom fundamenta bugetul anului 2022 pe baza realizărilor anului 2021, bugetul la chirii și concesiuni va fi de 4.800.000, cât ne-aș trebui noastră acum când am în față cifrele. Deci bugetul anului 2021, în februarie-martie, când a fost fundamentat, a fost fundamentat pe baza realizărilor anului precedent. Atunci v-am făcut o analiză, nu știu exact să vă spun acum, dar au fost 3 ani în care au fost încasate sume din tranzacții. 2020, 2019 și 2018, cred. Dar știu sigur că am făcut o analiză cu tranșele din tranzacții așa cum au fost încasate, ultima tranșă fiind încasată în anul 2020. Mulțumesc, doamna Pădureanu. Mai aveam o singură întrebare cu referitor la suma prezumată fiind încasată la 31.12 a reprezentanței de salubrizare. Însă ne-a lămurit domnul primar și conform mențiunilor dumneavoastră în execuția bugetară, s-ar părea că rămânem datori cam cu două. Dacă e 3 miliarde pe lună, am văzut 3 milioane pe an, cam rămânem 2-3 luni cu datorii la împrese. Vă mulțumesc! Da, dacă mai sunt alte intervenții pe marginea acestui punct, dacă nu sunt propun să supunem la vot, da, vă rog să votați. Domnul Breacă și domnul Mocan, dacă ne pot spune votul de dumnealor. Pentru, da? Iar n-am auzit. Până 11 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Trecem la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Mănești, preliminar la data de 31 decembrie 2021. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Politică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Dacă sunt întrebări, discuții pe marginea acestui subiect, dacă nu sunt, putem trece la procedura de vot.
Domnul Breacă. Domnul Breacă, trecem la punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salarizare datorată la anul 2022 pe raza municipiului Mocenice pentru persoane fizice. Rog raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Dacă sunt intervenții pe marginea acestui subiect, discuții, domnul consilier. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să felicit comisia care a depus eforturi pentru a stabili această taxă pentru persoane fizice. Eu aș dori să fac câteva amendamente pentru o mai bună încadrare juridică a celor consemnate în proiectul de hotărâre. Și o să vă explic de ce. În primul rând, comisia s-a axat mai mult pe proprietarii de locuințe și în special pe cei care au domiciliul menționat în actele de identitate, respectiv în cartea de identitate. În același timp, s-a neglijat, au fost neglijate celelalte persoane care au un alt statut, adică cei care dețin o locuință în contract de locațiune, în contract de administrare sau altă formă. Un alt argument este faptul că noi știm cu toții sunt mari probleme în ceea ce privește domiciliul persoanelor consemnat în actele de identitate. Și atunci ar trebui să luăm în calcul locuirea efectivă a persoanei, nu neapărat ca domiciliu să fie în cartea de identitate. Eu mi-am notat, vă propun dumneavoastră cam cum să arate articolul 1, alineatul 1, 2, 3 și am mai venit cu un articol 4, cu un alineat 4 și supun atenției dumneavoastră și votului dumneavoastră dacă sunteți de acord. La articolul 1 rămâne ca propunerea comisiei, adică alineatul 1, se aprobă taxa specială de salubrizare datorată în anul 2022 pe raza municipiului Moinești de către persoane fizice în cuantum de 14 lei per persoană pe lună. Acum, alineatul 2. Comisia ne propune așa. Proprietarii de locuințe din municipiul Moinești care au domiciliul cu reședința în Moinești au obligația să plătească taxa de salubrizare la adresa menționată în documentul de identitate. Eu vă propun ca alineatul 2 să stipuleze următoarea. Proprietarii de locuințe situate în municipiul Moinești și care locuiesc în municipiul Moinești au obligația de a plăti taxa de salubrizare menționată la alineatul 1 pentru locuința menționată în cartea de identitate. Pentru că dacă unii nu locuiesc efectiv și am discutat cu domnul primar și o să fac un recensământ, o să găsim persoane care locuiesc la adresă, dar ei, cum să vă spun, au domiciliul pe ajuns. Deci trebuie să luăm în calcul locuirea efectivă. Asta e primul aspect la alineatul 2. La alineatul 3, comisia ne propune proprietarii de locuințe din municipiul Moinești care au domiciliu în alte localități din țară sau locuiesc în străinătate, datorează taxa de salubrizare în cuantum de 84 lei pe an, astfel. Pentru fiecare clădire, și aș face o mențiune aici, nu merge să scriem clădire, că totuși clădirea înseamnă blocul, iar locuința înseamnă acela. Aflată în proprietate care nu este declarată și stabilită în actul de identitate ca fiind locuită de domiciliu și așa mai departe. Eu vă propun la articolul 3 să cuprind următoarea. Persoanele care dețin o locuință în baza unui cont. 4 l-am reformulat. Persoanele care dețin o locuință în baza unui contract de locațiune, contract de administrare,
etc., au obligația de a plăti taxa de salubrizare în cuantum de 14 lei per persoană pe lună pentru imobilul în care locuiește. Sunt atâtea locuințe care se află în chirie, date atât de administrația publică locală, cât și sunt proprietari care locuiesc în străinătate sau în alte localități din țară, care închiriază locuințe pe raza municipiului și atunci trebuie să reglementăm și statutul chiriașului. Iată, vă mai propun un articol 4, un aliniat 4, care să cuprindă proprietarii de locuințe situate în municipiul Moinești și care, în faptul, locuiesc în alte localități din țară sau locuiesc în străinătate, au obligația de a plăti taxa de salubrizare redusă cu 50%, respectiv 84 lei pe an, pentru fiecare locuință, deoarece se consideră că aceste locuințe sunt ocupate temporar sau sezonic. Deci acestea sunt amendamentele mele. Vă rog să considerați, să luați în considerare dacă sunt oportune pentru proiectul de hotărâre și, și să le supunem la vot. Vă mulțumim, puteți să credeți. Da, eu cred că sunt bune lucrurile. Era bine că atunci când am avut acele comisii și am invitat toți consilierii să participe, să le fi avut astăzi în formă finală. Dar sunt bune mențiunile, într-adevăr. Chiar astăzi, la ora 10, am avut întâlnire cu colegii mei. Am stabilit o comisie condusă de domnul viceprimar. La rândul dumneavoastră, șefii de servicii de birouri vor disponibiliza de la activități curente câteva persoane de la executări silite, impozite și taxe, salubrizare, Direcția Utilități Publice, Registrul Agricol, care vor efectua un recensământ începând cu luna ianuarie, la fiecare locuință, atât individuală, cât și cele care locuiesc în condominiu, mă refer aici la blocuri, pentru a identifica în amănunt cine locuiește la acea adresă. Este bună mențiunea cu locuință și nu clădire, este bun să menționăm și cei cu contracte de închiriere, comandat sau, altfel de situații, pentru că sunt sigur că la această oră sunt locuințe în care stau chiriași, locuințe în care stau chiar fără niciun fel de contract. Vom instrui această comisie să identifice din sursele sau din informațiile de la vecini sau din orice împrejurare, Asociația de Proprietari Evidența Populației, Evidența Populației, în același timp, pentru de la cei care primesc subvenție, pentru că vin și declară una la subvenție, alta la salubrizare. Deci cel care primește o prestație socială de acest gen, siguranță, va trebui impus și la partea pentru deșeuri, pentru că produce aceste deșeuri, atâta timp cât este luată în evidență să primească o subvenție de la statul român și primăria municipiului Moinești. Dar vom menționa și aceste amendamente, vă rog să supuneți, vă rog. Da, dacă mai sunt alte intervenții pe marginea acestui subiect, acestui punct, nu era închis microfonul, domnul. Ah, am înțeles. Ok, nu știam ce să... Dacă se vreți să discutați, nu vă vorbesc microfonul. Ok. Bun. Haideți atunci să supunem la vot proiectul de hotărâre cu cele comentariile făcute de domnul consilier în marginea. Și cred că putem da drumul la vot. Vă rog să votați. Da, 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 așa am înțeles. Cred că sunt formulate foarte. Ok, totodată o să rog și domnii consilieri din online să spună și opțiunea lor de vot. Dacă sunt pentru, da? Pentru. Da? Mulțumim. Bun, putem trece la punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022, datorată de persoane juridice și agenții economice din municipiul Moinești. Rog, raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și abține. Sunt întrebări, discuții pe marginea acestui subiect, vă rog. Mulțumesc, doamne președinte. Doar câteva aspecte și la taxa de salubrizare pentru persoane juridice. Cred că fiecare dintre noi știm că
în stabilirea unui impozit de unei taxe, trebuie să își scoată cuvântul niște principii. Unele de drept, altele de bun simț. Principiile de drept ar fi, în situația noastră, principiul legalității și principiul echității. Iar cele de bun simț ar fi ca cei care produc mai multe deșeuri să plătească mai mult și, în două principiu, să stabilim niște taxe mai mici, dar să plătească toți. În ceea ce privește taxa la persoane juridice, cred că trebuie să facem un mic amendament. La articolul 2 spune așa, persoanele juridice și agenții economici care nu au salariați și au sediul social în locuințele din municipiul Moinești, datorează taxă specială de salubritate în cuantum de 16,24 lei pe lună. V-aș aduce la cunoștință că dacă facem mâine o analiză, cred că peste 80% dintre agenții de economici din graza municipiului au sediul social la locuința proprietară. De ce? Omul înființează o firmă, după care, știu eu, își procură un spațiu comercial sau își construiește un depozit pentru a desfășura o activitate economică. Și atunci, dacă e stabilit din stat să plătească taxa pe persoană juridică la sediul social, ce facem în situația în care același agent economic are și un spațiu comercial? Vorbul noi se produce la spațiu. Nu se produce la sediul social. Și atunci, cred eu că taxa de salubrizare trebuie plătită pentru cei care desfășoară obiectul de activitate în locuințe, cum sunt, să zicem, notariatele, instituțiile, să zicem, birourile de avocatură și așa mai departe, iar agenții economici cu profil de producție, cu profil de comerț, cu amănuntul, angros și așa mai departe, să plătească pe principiul unde și are spațiul comercial. Da, permiteți să fac o reflexie. Depinde de situație. Adică, eu dau un exemplu personal. La sediul social primesc colecte, pentru că, în general, așa se întâmplă. De multe ori despachetez acolo și am și la magazin unde primesc alte. Depinde de situație. Păi, în această situație, veți plăti două taxe. Sunt deja plătite două taxe. Dar și facem. Dar și nu noi. Două, trei. Pentru că plătiți odată ca persoană fizică. Pentru ceea ce face cartofii de acasă și mâncarea pe care o consumă și celelalte pentru menaj, odată că primește acele colete și e sediu social, și odată că își desfășoară activitatea la un alt punct. Eu vă spun că până la această oră, până la această dată, agenții economice au înțeles acest lucru. Este vorba de 16 lei de o persoană la sediul social. Dacă e și o familie care locuiește acolo, produce cu noi, produce și la sediul social care are Xerox, are diferite documente, eu zic că numai așa putem aduce la zi această restanță și să nu mai rămâne restanță și în anul următor. Nu e o creștere, așa cum vă spuneam, la Unește 26 de lei. Mergem și în alte localități din țară să vedeți că politica tarifară dă mult mai mult decât 16,24 de lei. Și aceste calcule sunt făcute de cei care au inițiat acest proiect, firmele de consultanță, și au calculat o creștere a acestei taxe, având în vedere și indexările anuale și celelalte prețuri. După cum vedeți, la impozite și taxe locale, o creștere de 2,7% din inflație. Aici, dacă facem un calcul, de la 15 la 16,24, calculați dumneavoastră că se cântă nici măcar indicele de inflație. Deci, eu nu contest că taxa pe salubrizare la Mâinești este mică, trebuie încasată, astfel încât să nu avem probleme. Dar mie nu mi se părea corect ca un om să plătească trei taxe pe același lucru. Adică și pe locuință și pe... Nu practică. Dar dacă supuneți la vot așa, n-am nimic împotrivă. Eu sunt de părere să mergem pe această
s-ar putea să nu mai vin la sfârșitul anului nici eu, nici colegii mei, să spunem că avem datorii. O taxă în Spania, unde am fost recent, pe persoană fizică trece de 350 de euro pe an. Și îi selectează. Selectează cu responsabilitate că dacă nu i-am dat 3-400 de euro. Am înțeles. La articolul 3 se precizează după cum urmează. Persoane juridice și agenții economici care au sediul în alte localități și desfășoară activități temporare pe teritoriul municipiului Moinești vor plăti o taxă specială de salubrizare în cuantum de 16,24 lei pe lună pentru fiecare angajat din echipa de lucru respectiv. Eu vreau să vă mulțumesc că ați îmbrățișat propunerea mea de anul trecut. În schimb, cred că aici aș vrea să fac un amendament. În sensul că noi spunem stricto sensu pentru cei care desfășoară activități temporare pe teritoriul municipiului. Eu aș propune să nu spunem activități, să spunem lucrări. Ca activități ar putea să vină o comisie să facă o evaluare la spital și atunci nu-i luăm taxe de salubrizare. Și în același timp să precizăm la articolul 3, persoane juridice și agenții economici care au sediu în alte localități și desfășoară lucrări temporare pe teritoriul municipiului Moinești pe o perioadă mai mare de 10 zile, zic eu. Pentru perioada ce depășește 10 zile. De ce? Că este posibil să vină o echipă într-o zi sau două să repare turnul, știu eu, orice. Antena orice. Să stipulăm totuși pe perioada ce depășește. Cum considerați dumneavoastră? 5 zile? 10 zile? Să plătească. Da, să plătească. Să plătească tot. Că într-o zi poate să genereze mai mult. Eu cred că mai bine să plătească proporțional cu zilele care se dacă stă 10 zile, 10 zile, dacă stă 99, 99, dacă stă 3, 3. Exact. Dacă, bineînțeles, este și identificat, pentru că de multe ori cum e la primărie să-i pare, se repară antena sau nu știu ce. Dar, în urma lor, rămân deșeuri de la antenă, vă spun că rămân de la nu știu ce, mai schimb într-o locație. Dar e mai bine proporțional, cred. Cu declarații de propria răspundere, așa cum face și cel de la persoane fizice. E bună propunerea de la 10, dar eu spun că e mai bună cea. Proporțional, atunci putem să identificăm și dacă nu au să ne cerem acest lucru. Da. Cum considerați dumneavoastră că este mai bine, așa să puneți la vot? Aș mai face o precizare în ceea ce privește coeficientul K. Am văzut că opinia fiecare este că totuși deșeurile se produc de persoană. Sincer, dacă stăm să gândim fiecare dintre noi, deșeul nu produce persoana, ci îl produce obiectul de activitate al agentului economic. Și vă dau un exemplu. Avem pe raza municipiului mai multe restaurante. Majoritatea au în jur de 15 salariați, ca efectiv o singură sală unde se desfășoară activitatea. În timpul săptămânii. Și atunci, bucătarii lucrează în schimburi și așa mai departe. Atunci ne gândim noi, cel care are efectiv o singură sală și la sfârșitul săptămânii, față de cel care are 7-8 sări pentru nunți și vinerea, sâmbătă, duminica, lucrează în jur de 100 de fermieri acolo și sâmbătă, duminica sau luni, care mașini de loc preste, pline. Este corect să plătească aceeași taxă de salubrizare cu cel care lucrează, care are o singură sală și cu același număr de salariați, 15. Din păcate, nu avem nicio pensiune sau cu mai monitorii să vină. Mareu nu este în teritoriul Moineștiului Moinești. Nu colectează mașina de la Moinești și nu plătește la Moinești. Este verificat acest lucru. Da. Vă face chiar să la curând în notate de erone. Am verificat prin domnul director, am dat dispoziție să verifice personal acest lucru, pentru că nu din vina agentului economic se putea întâmpla asta, ci din vina operatorului. A
Hai să stabilim foarte clar. Eu când iau cuvântul, nu mă refer nici la persoane, nici la agenții economice exprese. Eu mă refer la niște principii și mă referam la principiul echității. Deci, din punctul meu de vedere, sunt, nu mai spun că un depozit angro are coeficient mai mic decât un magazin industrial cu un salariat sau doi. Eu mă refeream că de principiu ca cel care produce mai mult cu noi să plătească mai mult. Altfel, nu ajungem, de asta nu ne ajung bani. Și într-o ultimă instanță, eu aș face încă un amendament ca acest coeficient ca firmă, care din punctul meu de vedere nu are nicio acoperire legală, să pornească de la 1,5, stimați colegi. Să fie foarte clar atunci când stabilesc coeficientul ca pentru un agent economic, domnule, unul mulțit cu orice cifră, dă aceeași cifră și atunci înseamnă scutire de coeficient K. Și dacă vrem să scutim de coeficient K anumiți agenți economici, atunci facem articol în hotărârea de Consiliul Local și spun să scutesc de la plata coeficientului K, X, Y și Z. Pentru că noi avem foarte multe domenii la care le stabilim coeficientul 1, și, de fapt, acest 1 înseamnă scutire. Repet că 1 mulțit cu numărul de salariați și cu taxă, dar nu contribuie cu nimic coeficient. Deci eu aș propune ca acest coeficient să pornească de la 1,5. Vă rog să închideți statea ca să vă protestăm. Da, noi am făcut o propunere în urma unor dezbateri în comisia care a fost aprobată și prin Consiliul Local și cei nominalizați de executivul primăriei. Așadar, la această oră, dacă diminuăm ceva, nu o să fim nici în situația de anul acesta, având în vedere că mare parte din taxa de salarizare, nu știu în procente acum cât, dacă depășește jumătate sau mai puțin, dar este încasată și de la agenții economici care produc unii dintre ei mai mult cu noi chiar decât această taxă. Dar dacă ne gândim acolo unde este un coeficient 2, că este vorba de un chioșc, de un cabinet notarial, de un cabinet medical, unde are 2 salariați, gândiți-vă că dacă l-am lăsat cu coeficient 1, ar plăti 30 de lei, 32 de lei și i-ar conveni foarte mult. Așadar, picătură cu picătură, adunăm această sumă. Am făcut această fundamentare pe acest act și eu zic să mergem pe aceasta anul ăsta și la funcție de încasări, în funcție de felul cum vom gestiona și cum reuși să nu mai rămânem datori. Dacă ajungem undeva la un plus, așa cum s-a întâmplat și cu taxa pe deșeurile reciclabile, putem reduce acolo unde este cazul să nu mai fie, fim puși în situația să nu putem acoperi cheltuielile. Așadar, sunt de acord ca amendamentul în ceea ce a propus până în proiectul de hotărâre ca și inițiator, să punem conceptualul la fiecare agent economic care vine și să soară câteva zile pe timpul pe care îl prestează în municipiul Moinești, dar în rest la coeficient aș propune să mergem anul acesta așa și în comisia de care o vom forma spre final de an pentru stabilirea taxei pentru anul următor, dacă va fi nevoie de majorate, să mergem și nu s-au de diminuat. Doamna secretară, am văzut care au intervenție, deci vă rog să punem pe vot. Am doar să vă spun atenție faptul că suntem deja în ședința de plen și stabiliste, nu numai dumneavoastră stabiliste, ca aceste amendamente să fie formulate în scris, da? Și să vină la Secretariatul Tehnic înainte de ședința de plen. La ședința pe comisii nu s-a discutat de aceste amendamente. Mai întrept atât, acest proiect de hotărâre a fost în transparență decizională, 30 de zile lucrătoare, au avut loc dezbateri publice și nu a existat niciun fel de solicitare cu modificarea proiectului de hotărâre sau de completarea acestuia. Vă rog, domnul consilier. Doamna secretar general, v-aș aduce la cunoștință că articolul 125 din Codul Administrativ spune
Următoare, în ceea ce privește atribuțiile Comisiei de Specialitate. Comisia de Specialitate avizează proiecte de hotărâre din domeniul său de activitate. Comisia de Specialitate nu avizează amendamente la proiectele de hotărâre. Un prim aspect. Un al doilea aspect este faptul că același act normativ, codul administrativ, ne permite ca noi să facem amendamente în plen și în același timp președintele comisiei, președintele de ședință este obligat să supună votului consilierilor amendamentele făcute. Așa spune legea. Domnul Chioc, vă rog. Da. În regulament. Să porniți și microfonul. Și să țineți aproape de dumneavoastră. În regulamentul de funcționare al Consiliului Local este stipulat ceea ce spuneți dumneavoastră, domnul Chioc. Dar intervenția în ziua ședinței implică consultarea celui care a inițiat proiectul hotărâri. Ați văzut acest lucru? Această consultare? Nu. Parțial. Deci nu exclude nimeni și nu oprește pe cineva să aibă un amendament, să aducă un amendament, un proiect de hotărâre, atâta timp cât este consultat inițiatorul proiectului de hotărâre în ziua ședinței. Vă mulțumesc. Domnul consilier, dacă putea să-mi precizați, așa cum vă precizez eu și articolul din legea care prevede ceea ce spuneți dumneavoastră, era foarte bine. Eu vă spun ce spune legea. Iar regulamentul de organizare și funcționare este un regulament și nu o lege. Și în ceea ce privește puterea juridică, legea are autoritate în fața regulamentului. Dar nu are rost să ne certăm. Eu am făcut niște amendamente, cred eu, pentru bunul mers. Dacă vă deranjează amendamentele mele, eu pot să nu le fac. Să știți că eu pot să stau foarte liniștit, să votez pentru protecția mea și atâta tot. Și nu-mi doream să am polemici astăzi. Dar eu zic că am făcut niște amendamente de bun simț. Și nu eram de natură a reduce impozitele, că eu nu sunt populist. Deci dacă măream coeficientul la 1,5, se mărea, nu se reducea la impozitele. Se mărea. Vă mulțumesc. Da. Eu v-aș ruga să, nu știu, cumva sunt foarte multe amendamente, nu știu exact dacă să le votăm pe toate, sau să le votăm separat, sau... da. Sau propuneți-le așa mai pe scurt, ca să fiu sigur să știți și colegii. Sau propunem întâi în... Având în vedere că există o mare opoziție din partea majorității PNL, renunț la amendament. Consiliu, nu e vorba de a renunța. Este vorba ca am inițiat și am spus că am fundamentat drepturile anul acesta. Putem ține cont de aceste amendamente atunci când conforma comisia să discutăm dacă menținem anul următor la nivelul ăsta, majorăm, scădem, dar haideți să mergem pe această soluție pe care comisia a propus-o, având în vedere că s-a fundamentat ca la sfârșitul anului să nu mai avem datorii. Și singurul amendament care îl propune cu acele ce am inițiat și am semnat, este ca cei agenți care vin și prestează lucrări în municipiul Mâinești să fie taxați proporțional cu timpul care beneficiază pe lucrarea respectivă. Mulțumesc mult. Da, mulțumesc. Deci, practic, să înțeleg că rămânem la varianta de vot exact așa cum a fost în varianta inițială, de data în varianta inițială vot, proiectul de hotărâre și propuse și tema în procedura de vot. Vă rog să fac. Consilierii din online, vă rog. Deci avem 17 voturi pentru și 16 voturi și cu două de noi, 18 voturi pentru și... Dați-mi voie să votez, că nu pot să vot. Nu, hai să repetăm procedura de vot, poate să le văd pe la fiți, vă rog. Da, să repetăm procedura.
Trecem la următorul punct de ordine de zi, proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei X regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare numărul 556/2006 per 29/11/2010. Raport Comisia Economică, vă rog. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Dacă sunt propuneri, discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Dacă nu sunt propuse pe marginea procedura de vot. Vă rog să vă totodată consul și domnul consilier din online. Avem 18 voturi pentru și o abținere de domnul consilier Marge. Trecem la următorul punct de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe teren și a taxei pe terenuri care contribuie la exploatarea resurselor de apă, precum și pe terenul folosit ca zonă de protecție a bazinelor de alimentare cu apă și apă uzată din municipiul Mănești. Raport Comisiei Economice. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Dacă sunt întrebări, discuții, pe marginea acestui subiect. Dacă nu sunt propuse de mare procedura de vot. Vă rog să vă totodată rog consilierii din online să ne spună și opțiunea deșilor. Pentru, da? Deci, în total, avem 19 voturi pentru. Proiectul a fost adoptat în forma trecem la punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării de planul centralizat al imobilor aparținând domeniului privat al municipiului Mănești, județul Bacău. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Vă rog să opriți microfonul ăsta. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și abținere de domeniului privat. Da. Dacă sunt discuții, întrebări pe marginea acestui proiect de hotărâre. Dacă nu sunt, haideți să vă arăt procedura de vot. Vă rog să vă arăt. Rog și pe domnul consilier din online să ne spună opțiunea deșilor. Pentru, da. Deci avem 18 voturi pentru și o abținere. Domnul consilier. Trecem la punctul numărul 9 de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mănești, a unui imobil situat în municipiul Mănești, dat atât ori la Dinescu, numărul 376, județul Bacău. Aici avem și amendamentul formulat de doamna secretar. Rog, raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi. Dacă sunt întrebări, discuții, dacă nu sunt propuse de mare procedura de vot. Vă rog să votați. Rog și domnul consilier din online să ne spună opțiunea deșilor. Merită laudele administrației actuale
că știu eu, încearcă să reglementeze situația referitoare la acest teren. Însă, dacă o să studiați cu atenție documentele anexate la proiectul de hotărâre, eu vă spun că avem o mare problemă de legalitate. Deci este vorba de o suprafață de 31 metri pe tras teren, adiacentă blocului nou, iar când mergem la planul de situație topo, ne spune că pe acest teren, pe o suprafață de 28 metri pătrat, este amplasată o construcție, un spațiu comercial. Și în același timp, mai găsim acolo că acest spațiu comercial este construit în baza autorizației numărul 12 din 15.9.1992. Aș supune atenției dumneavoastră prevederile articolului 1, alineat 1, din legea 50 privind autorizarea lucrărilor în construcții, care spune că autorizațiile de construire se eliberează persoanelor fizice sau juridice care dețin un drept real asupra terenului. Dacă noi astăzi am identificat acest teren și încercăm să-l introducem în domeniul privat al OATR, deci acest teren nu a existat din 1992 până astăzi, dar pe acest teren se află un spațiu comercial în baza autorizației numărul 12 din 15.92, care este ilegal emisă, deoarece, după cum se vede, acest teren nu exista din punct de vedere juridic și nici nu avea un proprietar care să aibă un drept real asupra terenului. Faptul că acum administrația publică locală, știu eu, încearcă să repare oarele sparte de perioada de 30 de ani care au fost atâtea consilii locale și atâția primari în funcție. Eu vă pot spune că, dacă ne întreabă alții, ar putea spune că aici este vorba de un prejudiciu și solicit ca la nivelul executivului să găsească soluția din direcția juridică de recuperare a sumelor, ținând cont de termenele de prescripție. Pentru că acolo, pe acest teren, se află o clădire construită din 1992. De aproape 30 de ani. Vă mulțumesc. La momentul să repet că trebuie să opunem în legalitate, așa cum a spus și dumneavoastră, și vom analiza ceea ce ați propus, să vedem dacă, din punct de vedere juridic, este real sau nu. Mulțumim. Deci, vorbeam la proiectul numărul 10. Vă rog să vă lăsați. Rog și domnii consilieri din online. Pentru, da? Deci avem două abțineri, domnul consilier Marcu și domnul Margine Geu. Bun. Trecem la punctul numărul 11, proiect de hotărâre privind aprobarea ridicării unor imobile situate în estradionul municipiului Mănești, punct Osoiu, județul Bacău. Raport Comisiei Economice. Aviz favorabil 6 voturi pentru. Raport Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și abținere de numărul 4. Dacă sunt întrebări, discuții și tocmai de acest subiect. Dacă nu sunt propun să demară procedura de vot. Vă rog să votați. Rog și domnul consilier din online să ne spună opțiunea lor. Pentru. La acest punct avem o abținere, proiectul a fost aprobat. Trecem la punctul numărul 12, proiect de hotărâre privind repartizarea două locuințe, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Mănești, județul Bacău. Rog raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Dacă sunt întrebări și sau discuții pe marginea acestui subiect, dacă nu sunt propuse de mai procedură de vot. Vă rog să votați.
consilier din online. Să ne spunem. Proiectul a fost adoptat. Trecem la punctul numărul 13. Proiectul vă trebuie privind stabilirea situațiilor de necesitate, precum și a situațiilor deosebite în care se află familiile sau persoane din municipiul Măinești care justifică acordarea ajutoarelor de urgență și a procedurii și a condițiilor de acordare a acestora, în conformitate cu legea numărul 716/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare. Rog, raport Comisiei Economice. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui subiect? Dacă nu sunt propuse, nu am și procedura de vot. Și vreau să votați. Rog și domnul consilier din online. Da, mulțumim. Unanimitate cred că a fost aprobat. Proiectele 14, 15, 16, 17 și 18 au fost trecase de pe ordinea de zi. Așa că trecem direct la proiectul numărul 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitarea infrastructurii rutiere, testările de dezvoltare și Ștefan Chian și indicatorilor tehnico-economice. Raportul Comisiei Economice. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Dacă sunt discuții și întrebări sau întrebări pe marginea acestui subiect, dacă nu sunt propuse de mai procedura de vot, vă rog să votați. Domnul consilier din online, vă rog să vă exprimați opțiunea. Mulțumim foarte frumos. Putem trece la punctul numărul 20. Proiect de hotărâre privind majorarea costului pe clădiri pentru mobilul clădirea de lier mobilă situat în municipiul Măinești, Radului Măinești, numărul 46, aparținând Armes SCM. Din câte am înțeles aici, avem un domn consilier care poate participa la vot. Da, domnul Pauzanu. Vă rog să... Amendament la punctul 3, de pe 104-2020. Și amendamentul pentru 104-2022. Întâi aprilie, da? După care. Da, primești putea. Da. În regulă. Rog raportul Comisiei Economice. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru și 2 abțineri. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru și 2 abțineri. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și 2 abțineri. Da. Dacă mai sunt întrebări sau discuții pe marginea acestui subiect, dacă nu sunt propus să demarăm și procedura de vot. Rog și domnul consilier din online să-și exprime opțiunea. Deci pentru. În total avem 14 voturi pentru, din ce înțeleg. 4 abține și o neparticipare la vot. Domnul consilier. Mulțumim. Putem trece la punctul cu numărul 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării în licitație publică a unui lot de teren situat în municipiul Măinești, Strada Progresului numărul 44. Județul Bacău. Raport Comisiei Economice. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și abținere să nu se considere mai. Dacă sunt întrebări sau discuții. Da, vă rog, domnule. Mulțumesc. Înainte să trecem la votarea propunerilor din comisie. În luna martie, noi am aprobat un proiect de hotărâre privind închirierea pe o perioadă de 10 ani a acestui teren către SCE Licurici, SRL. Atunci exista în discuție un debit de 365.561 lei, pentru care, în legătură cu care exista un anumit litigiu între părți. M-ar interesa ce s-a întâmplat cu acest debit, dacă a fost recuperat sau nu. Și în același timp, în proiectul de hotărâre, nu se stipulează pe ce perioadă
de proces, de litigiu este în o instanță de judecată. A fost un termen, în continuare vom susține interesurile în instanță, ce va decide din instanța, vom pune în aplicare. Privitor se trebuie caietul de stat 5 și se aprobă caietul de stat 5, nu? Cei care au fost asta nu este termenul. Se aprobă studiul de oportunitate și documentația de atribuire. Și documentația de atribuire este prevăzut și termenul 10 ani. Da? E ok? Da. Mai sunt alte discuții până deci avem o abținere și restul votelor pentru.
Putem trece la punctul numărul 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării publicității publice a unui lot de teren situat în municipiul Moinești, strada Zorilor, blocul 2B, județul Bacău. Raportul Comisiei Economice. Raportul Comisiei Juridică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raportul Comisiei de urmărit. Aviz. Aviz. Da, mulțumesc. Mă rog, dacă sunt întrebări și discuții, vă rog. Da. Mulțumesc. Da. În studiul de oportunitate, la punctul A, spune așa, că terenul este grevat de sarcini. Terenul este grevat de sarcini, cumva este vorba despre terenul de sub cele două spații comerciale și atunci este grevat de sarcini. Sau este o greșeală, o eroare materială? Pentru că mai găsesc cererea persoanei în cauză și spun cererea 19211 din 2011, care în cerere la fel spune că terenul se află sub cele două spații comerciale. Deci este un teren de sub spații comerciale? Nu, e o eroare. Pentru că spațiul comercial, spațiul comercial e bloc deasupra. Am înțeles. E vorba de terenul adiacent dintre parcare și bloc. Atunci vă rog să vă spuneți la ceva materială. O să rectific. Ca e tot un asupra, da? Mulțumesc. Mulțumesc. Tot așa trebuie să ne întâlnim comisia să comandă voturile. Pentru că se putea realiza consolidarea cu personalul meu.
Mai mult decât atât, atunci când am considerat că acea clădire nu va mai funcționa nicio activitate a primăriei municipiului Moinești, am folosit din acele bunuri și mă refer aici la caloritere, uși interioare, obiecte sanitare, la amenajarea spațiilor de la nou sediul al direcției de asistențe sociale de la clădirea din fața Bisericii Sfântul Gheorghe, pe cea pe care am achiziționat-o cu ceva timp în urmă de la acord. Am folosit la sediul ACR pe care l-am achiziționat tot noi și cu forțe proprie l-am amenajat și astăzi funcționează acea direcție de asistență, de direcția de utilități publice și domeniul public și privat. În momentul de față, la interior nu mai are nici nimic pentru utilități, are și acea răbătură, acea usură, care cred eu, în urma unei expertize și cu un proiect bine fundamentat, poate fi reabilitată și pusă în valoare. Dacă primăria municipiului Moinești ar luat o decizie de reabilitare, ar fi costat foarte mult și nu știu dacă îi dădeam o destinație socială, ce am fi putut face acolo, locuințe sociale, să populăm acel cartier cu persoane care nu ne vaccinte în căminul Moldoșic, pe care pe banii Consiliul Local a amenajat de tot ori și iată astăzi este o situație asemănătoare ca atunci când m-am preluat de la Petrom. Mai mult decât atât, am considerat că printr-o demolare de către autoritatea locală, ar fi încântește cheltuirea, de tot mai înainte de o discuție, cât cerea o firmă pentru a demola, pentru că nu poți cu personalul primăriei să demoleze la asemenea clădire și în loc să încasăm niște bani la bugetul local, să dăm o destinație acelei clădiri, ar mai fi cheltuit bani. S-a efectuat o evaluare, un expert autorizat, a reieșit suma de acolo, vă amintesc că în urmă cu câțiva ani am cumpărat clădirea de la Alcor, cu 700.000 de lei aproximativ, dacă nu ceva mai puțin, o clădire care nu se compară de punct de vedere tehnic, nici ca și zonă, nici tehnic, cum spuneam, cu cea de jos. Eu cred că un investitor din municipiul Moinești sau din altă parte este ușa deschisă pentru oricine, poate realiza și reabilita această clădire și da o formă așa cum ne dorim ca și aspect urbanistic în acea ocazie. Mulțumesc, sper să susțineți acest demers și să vedem lucruri realizate în municipiul Moinești de bun de bine. Mulțumesc. Între timp vreau comisia să ne mulțumim. Mai puteți face o parte de discuție ca să sau mai dacă da, număr de postare sistematizată, pe valoare 16.09. Urcarea unei 16 bani pe un copil, Cristi Octurian 17 pentru 0 copil, Dragă Nicolae 16 pentru 1 copil, Chichel Pneu 17 pentru 0 copil. Deci medic titular, urcarea unei 16 copil, Cristi Octurian 17 pentru 0 copil. Subleanți, Dragă Nicolae 16, Chichel Pneu 17. Da, mulțumesc, domnul consilier. În ce spune domnul consilier, vă rog. Nici o problemă. Vă rog să îndreptați eroarea materială din studiul de oportunitate la litera A, unde se precizează, citeți, descrierea și identificarea bunului ce urmează a fi concesionat. Este vorba de un contract de vânzare privat. Mulțumesc. Dacă mai sunt alte întrebări sau discuții, dacă nu sunt propus să iau la procedura de vot, totodată rog și domnul consilier din online să-și exprime opțiune. Da? Unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. Trecem la punctul numărul 24. Proiect de hotărâre privind trecerea unor suprafețe de teren situate pe strada Tudor Vladimirescu, numărul 151, din domeniul public al Ministerului al Municipului Moinești, județul Bacău, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății prin Institutul Național de Recuperare de Medicină Fizică și Paleoclimatologie. Aici avem și amendamentul doamnei secretar general. Rog raport Comisiei Economice. Aviz favorabil cu 7 vote pentru. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Dacă sunt întrebări, discuții cu mai acest subiect. Dacă nu supun, hai să vedem la urmă cu cele de vot.
cu unanimitate de voturi, a fost adoptată. Da, la diverse avem da, ținând cont că e ultima ședință din acest an, am să vă adresez și eu câteva proprietăți, dar să am câteva propuneri înainte de a trece la, de a trece în revistă câteva realizări din acest an și ne propune pentru anul următor. Pentru că am avut ca și pe ultim punct acea vânzare a unei clădiri care arată, așa cum știți cu toții, vă aduc în discuție astăzi o altă clădire din acea zonă și într-o zi am mutat prozoiul și privea spre cartierul Grăcești cât de frumos se văd acoperișurile, se văd acoperișurile de la liceu modernizate și cât de urât se vede acea clădire din spatele liceului, un fost internat care nu va mai avea această calitate niciodată de aici încolo, având în vedere că acel internat a funcționat atunci când la liceu erau înscriși aproape 9.000 de elevi. Astăzi sunt 800 și ceva de elevi și cred că în scădere suntem. Se cheltuiesc 3 milioane de euro din din fonduri europene și aproape jumătate din acești bani sunt și din fonduri proprii de la Consiliul Local pentru a amenaja cele 7 clădiri din curtea liceului, inclusiv corpurile unde funcționează astăzi internat, cantină, bibliotecă, atelier și celelalte 3 clădiri în care funcționează funcționează școala, după zis, unde se realizează cursurile. Acea clădire trebuie să, la acea clădire trebuie să găsim o destinație, așa cum ne-am gândit și la acest centru, ca să nu se deterioreze în continuare. Faptul că, eu zic că este o clădire mai consolidată, neavând o uzură așa de mare ca acest imobil, cred că, dacă sunteți și dumneavoastră de acord, să dăm la un acord de evaluare atât a clădirii cât și a terenului de acel clădirii de acolo, pentru că o astfel de clădire are nevoie și de o parcare și este, acel teren nu face parte din terenul atribuit liceului Cobălcescu, cel din jurul acelui clădir. Are acces din strada George Coșbuc pe partea cealaltă și sunt sigur că vom găsi calea să obținem niște bani la bugetul local și să-i dăm viață și acelui clădiri. Dacă sunteți de acord să dăm drumul la un raport de evaluare la început anului și acolo. Da. Da. Puteți să votați, ești meritare. Da, cine este? Da, cine este pentru? Da. Ce vă mulțumesc. Împotriva. În altă ordine de idee a apărut și acea hotărâre de guvern, sau ordonanță ce e, privitor la schimbarea destinației la școlile care nu mai funcționează. Și pentru școlile n-a avut metodologia de aplicare. De aceea, astăzi este doar spre știința dumneavoastră. Să știți că sunt în municipiul Moinești 3 școli la ora asta, școala din cartierul Căcești, Sat, Găzărie și Lunca, care nu mai au nicio destinație acum decât de secții de votare atunci când sunt scrutinuri. Dar, în legea prevede ca la o școală de acest gen, în primii 3 ani după suspendarea, după cetarea cursurilor, să se poată face schimbarea destinației doar prin ordinul ministrului. Dacă au trecut 3 ani de la acest lucru, schimbarea o poate face Consiliul Local. Așteptăm metodologia de aplicare a acestei legi și după care o să vin în fața dumneavoastră, dar până atunci vă rog și pe dumneavoastră să vă gândiți dacă există cineva interesat, un ONG, o fundație, de a realiza ceva din punct de vedere social, din punct de vedere educativ, e bună orice propunere să venim să o dezbatem împreună și să propunem și aceste școli să prindă voluntari, pentru că dacă vor continua în acest fel, nu va mai rămâne nimic. Vă pot spune că le-am asigurat cu palul, bani de sponsorizare de la Șpaico, care au pus în toate geamurile de la școala Găzărie și Lucrăcești, au spart și acel pal de pe dintoșii prins și au intrat, au distrus țelile de gaze, le-au furat forți la sobe, deci sunt pe distrugere totală și cred că știind că există bază sistemul de supraveghere, fac acest lucru pentru a beneficia ce mai este acolo. Da, ne apropiem, așa cum spuneam, de sfârșitul anului. Pot spune că încheiem un an care, așa cum menționa și domnul consilier și dumneavoastră de traducere, un buget aproape realizat în proporție, nu de 100%, dar peste 90%. Este cu mare să poți realiza acest lucru. Un buget cu care să asiguri funcționarea, cu care să asiguri investiții
și nu puține în acest an, având în vedere proiectele finalizate și cele inițiate. Și pot face referire aici la, câteva lucruri importante, că pe lângă cele cu finanțare europeană, am avut proiecte cu finanțare guvernamentală și chiar implementate din bugetul local. Și nu pot trece peste faptul că în acest an am inaugurat, deci am finalizat lucrările la două școli, școala Ștefan Luchia, 9 milioane de euro, școala George Enescu, 1.700.000 de euro. Am finalizat o grădiniță prin fonduri europene. Am mutat grădinița din sediul creșei și am mărit numărul de copii asistați la creșă de la 40 la 80. Am realizat un proiect pe fonduri europene, valoarea lui este de 3.400.000 pentru dotarea elevilor și a școlilor cu tablete, cu calculatoare, cu proiectoare, cu ecrane. Acest proiect se află în procedura de licitație publică pentru achiziția acestor obiecte. Este verificare la ANAP. Sper ca în luna martie-aprilie să trecem efectiv la achiziționarea acestor bunuri și să le punem la dispoziție elevilor și școlilor din municipiul Moinești. Am finalizat de asemenea și școala Văsăiești. Mai e un singur lucru acolo, răspărirea de putere. A fost o licitație la Belgaz. Astăzi a fost declarată câștigătoare o firmă din Onești. A venit la Moinești, a solicitat certificatul de urbanist. Merge după la vize. Sper ca în cel mai scurt timp să reușim să deschidem și acea școală, să scăpăm de acea navetă a elevilor din cartierul Văsăiești către hangar. Pe lângă educație, pot spune că și sănătatea a fost o prioritate și un proiect care a luat de final pe ambulatorul de specialitate, dotarea cu aparatură în valoare de 2 milioane de euro, 4 milioane de lei obținut de la Ministerul Sănătății prin invitarea domnului manager, pot spune aici, și a dumneavoastră Consiliul Local cu 10% pentru tot, pentru aparatură în spital, pentru amenajarea locului operator, jumătate din locul operator de la etajul 6 de la spital, cât și aproape de final această clădire din fața spitalului de extindere a compartimentului de privire urgență, cât și dotarea cu aparatură și tot ceea ce este necesar, o licitație deja eșuată la CNI, dar care se repetă în curând. Este aici doamna director economic, poate confirma tot ceea ce am spus eu, exagerile de spital. Și nu numai, se lucrează acum la, și am inițiat un proiect cu finanțare europeană pentru schimbarea întregii instalații electrice. E un proiect care are data de depunere până la 31 martie. E impus de Ministerul Sănătății, de Guvern, în urma unei conferințe de presă cu cei de la Consiliul Județean, Prefectură, Minister și Managerii Spitalelor și sper că de curând să este predat proiectul să inițiem procedurile de licitație pentru și cele de finanțare pentru a lua acest bani și a realiza această lucrare, dar în paralel și din bugetul spitalului se realizează o investiție pe prevenirea de incendii, pe sisteme de prevenire și conexie ce mai e la acest proiect. Iată, sunt prioritățile noastre, ale comunității din Moinești și vreau să vă spun că chiar au condus și nu sunt vorbe care le spuneam în urmă cu un an, ci sunt fapte. Pot spune că am trecut și în acest an prin pandemie, chiar cu valul 4, chiar cu probleme, cu prezența la școală, cu prezența în primărie, cu lucru de acasă, acolo unde a fost posibil, dar vă spun că la Moinești, la primărie, nu a fost posibil acest lucru. Dar iată că ne aflăm la sfârșitul anului și nu cred că într-o situație atât de rea sau grea cum au avut alte localități. Și asta prin implicarea atât a autorități locale, a Spitalului Municipal de Urgență Moinești și a tuturor cetățenilor care au înțeles să respecte regulile. Bineînțeles că nu e pădure fără uscături și au fost cetățeni care au ignorat aceste reguli și au și suportat consecințele. Vă pot spune că am avut licitații în acest an, nu puține la urmă, și licitații de valoare. Deja licitația pe mobilitate, care este împărțită în două, un proiect de 5 milioane jumate de euro și unul de 10, la cea de 5 milioane deja este stabilit constructorul și se lucrează pe strada Mihai Eminescu, Căpitan Zăvenescu, George Coșlu, un proiect pe care l-a câștigat pentru a fi executat de către SECE Alconec din Târgovna și cealaltă parte care, la care am finalizat licitația la sursă săptămâni trecute, mai este perioada de contestații, dar pe primul loc s-a clasat SECE Conex Rus din Bacău, o societate care are lucrări în zonă și sper eu să
să își facă treaba, să finalizăm acest proiect important, care, spun și am spus întotdeauna, va schimba fața municipiului Măinești, cu trotuare noi, cu carosate nou, cu incinte de blocuri, cu pavaje, borduri, cu bănci, cu iluminat ornamental, sistem de supraveghere, standuri de biciclete smart. Sigur, se păstrează și acele sensuri unice, va fluidiza circulația, că acest lucru a fost stabilit în urma efectuării unui studiu de mobilitate și a unui studiu de trafic, a unui plan de mobilitate și a unui studiu de trafic. Sper că în luna ianuarie, dacă timpul va permite, să demarăm aceste lucrări și vă spun că termenul de execuție este de 18 luni. Sper că acești constructori pe care îi cunoaștem au mai mult lucrări și sediul care ne aflăm acum a fost realizat de către Alconer și n-aș spune că am avut o lucrare bună. Așadar, avem garanția, zic eu, că vor face treabă și nu ne vor lăsa, așa cum am pățit cu alte proiecte, la 30% la 50%. De asemenea, au fost câteva licitații la Compania Națională de Investiții. Și să știți că obține proiecte la Compania Națională de Investiții nu înseamnă că vine să te roage cineva la sediul primăriei. Drumuri la București, pe care dimineața venim noaptea, știți cu toții, am obținut finanțări și astăzi este o licitație finalizată pentru un bazin de nou didactic la sediul fostului ștrat. Este stabilită firma câștigătoare din București, urmează să primească ordinul de începere. Proiectul tehnic este făcut, dar trebuie adaptat la situația din teren. Noi trebuie să demorăm ce este în acea incintă până demarează lucrările și sper că în primăvara acestui an să demareze lucrările la bazinul de not didactic, așa cum am spus, în bazin acoperit. De asemenea, s-au demarat lucrările la piața din zona fostului bazar de haine second hand, o lucrare de 20 de miliarde finanțată de Compania Națională de Investiții. Și ca să fiu tot în zona companiei naționale, vă spuneam de acest hotel bază de tratament, cum o știu cu toții, mult așteptată. Iată că a trecut pe ordinea de zi astăzi, o să scriem în cartea provizorie, o să mergem la Bidul la București imediat după sărbători și o să mergem la Compania Națională de Investiții să inițieze caietul de sarcini pentru proiectul tehnic și execuția acestei lucrări. Sigur, au fost și proiecte finanțate din bugetul local și mă refer aici la câteva străzi asfaltate, reasfaltate, la câteva parcări efectuate care nu fac parte din planul de mobilitate urbană, la stația de apă din cartierul Hangar, care a devenit funcțională de urmă cu o săptămână, aproape 3 miliarde au fost investite și acolo, deoarece aproape jumătate din strada 1 Mai avea rețea de apă, dar nu avea puterea necesară să ajungă apa la fiecare locuință și astăzi este funcțională. Am avut și derulare un proiect în parteneriat cu Direcția Județeană de Asistență Socială Bacău. Știți acele trei case din cartierul acest sat care sunt recepționate, cât și clădirea din spatele Bisericii Sfântul Nicolae, acea clădire fostă centrală, a zis cum arată acum, este o licitație pentru a le dota, după care vor fi populate cu acele persoane cu dezabilități din centrul de plasament de la Comănești. Am trecut și peste o perioadă de inundații, dacă vă amintiți. Am primit 1.100.000 de la guvern. Am realizat câteva diguri pe străzile Martir Gorea și Martir Pișan. Am realizat consolidarea unei culei la podul de la Bucăce Sat, cât și un gabion de 125 de metri din iar, un de 3 metri pe strada 22 decembrie. Sigur, mai sunt și alte lucrări care ne-au scăpat acum, că nu sunt ține, vă spun eu, comparativ cu alte orașe și pot menționa că municipiul Măinești astăzi are 11 proiecte cu finanțare europeană cu contracte semnate și în derulare parte din ele. A finalizat pe cele două cu finalizare europeană, cu finanțare europeană, Școala George Ionescu și Grădinița, a finalizat cele două cu PNDL, Școala George Ionescu și Podul de la Hangar. Iată că, în afară de acestea, 11 proiecte se află astăzi în implementare doar de la Uniunea Europeană, cu banii Uniunii Europeană, plus cele trei care le-am menționat de la Compania Națională de Investiții. Vă spun eu, dacă facem o situație a județului Bacău, la distanță suntem pe primul loc. Sigur, datorită pandemiei, nu am putut parcurge acel calendar de evenimente, dar am realizat în primăvară festivalul Vis de Stea, în vară Raliul Moldovei, în luna august acea tabără de pictură și sculptură,
zilele municipiului Măriști într-un format pe care l-ați văzut cu toții. Un format care, zic eu, a fost de bun simț, nu cu petreceri în aer liber, ci mai degrabă cu premierea cadrelor didactice pensionare și cu prezența celor care sunt în activitate, cu premierea legetelor sportive din municipiul Măinești, cu evenimente precum Măineșteanca și un spectacol cu ansamblu Băieși. Bineînțeles, avem o problemă, am realizat și Ziua Națională, nu așa cum ne-am fi dorit, cu un final, cu un spectacol, datorită pandemiei, nu puteam realiza aceasta într-o incintă închisă, iar datorită temperaturii nu puteam face acest lucru în spațiu liber, dar vă spun că am fost pe primul loc în județ, putem spune, la ceea ce am realizat în 1 decembrie, prin acel moment de dedicație națională, prin depunere de coroane, prezența fanfare militare, dar și prin acea defilare sau marș, se spune eu, de tragere cu torțe de către butoanele militare. Și aici mulțumesc și dumneavoastră consilierilor care ați avut contribuție la acest lucru și că ați fost prezent și la partea de socializare, nu numai la cea oficială, pentru că așa ne putem pune de acord la discuta și în alt format problemele comunității și problemele ce ne propunem de aici încolo. M-aș opri că avem o ședință destul de lungă astăzi, dar vreau să vă spun că avem un personal în cadrul executivului care se ridică la nivelul cerințelor și faptul că avem aceste proiecte cu finanțare europeană și externă de la guvern și din bugetul local, nu mi se atribuie doar mie sau dumneavoastră, consilierul local care și-a aprobat, ci doar și dumneavoastră, pentru că fără implicarea zilnică și responsabilă nu am fi în această situație. De altfel, am avut anul acesta și controlul Curții de Conturi. Și iată un proces verbal pe care l-am expus în ședința de după pe care a venit, un proces verbal de câteva pagini, fără urmări, fără a recupera și așa mai departe. Spun eu că ne face treaba și își merită locul fiecare acolo unde cred că s-a calificat de acum și nu mai trebuie să acumuleze cunoștințe noi. Sigur că sunt cunoștințe mereu de noi, pentru că apar legislația se înnoiește de la zi la zi, dar cred că au capacitatea să facă acest lucru. Și le mulțumesc pe această cale, dar vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră, consilierul local, care ați aprobat proiectele viabile, spun eu, proiecte făcuse pentru dezvoltarea municipiului Măinești. Chiar dacă au fost și discuții, amendamente, nu e nicio problemă, așa în democrație, trebuie să dezbatem, trebuie să punem la punct acolo unde mai sunt scăpări umane, chiar și scăpări din lege, dacă sunt binevenite. Mulțumesc pentru aceste intervenții și încă o dată mulțumesc dumneavoastră tuturor care ne sunteți alături și să mulțumesc și cetățenilor municipiului Măinești, cei care ne urmăresc sau să transmită celor care nu ne urmăresc în acest moment, că municipiul Măinești este un oraș viu, un oraș în dezvoltare și prin implementarea acestor proiecte actuale și inițierea celor ce urmează. Și dacă mai menționez aici că urmează, este licitație publică, primul proiect în ADN-ul este tot pe mobilitate urbană, drumul național, 9,6 km de trotuare, ape pluviale, piste de biciclete de la avion până la gazărie, lungirea străzii Mihai Eminescu de la sensul generatorului până la ieșire spre Bacău, iluminat și sistem de supraveghere și cât și pista de biciclete de care spuneam de la avion până la sensul generatorului și refacerea acelui sens generator. Iată, primul proiect în ADN scos la licitație la ora asta pentru realizarea sistemului și PTH-ului. Și nu va fi ultimul de la noi. Mai urmează cele pe PNDR, cele pe PNI, 5 poduri, cartierul de Măsie și Angani și multe altele pe care vă rog să le votați în anul ce urmează și să veniți alături de executiv cu propune, dacă sunt bine fundamentate și găsim finanțare pentru ele, cu siguranță vor fi date în capăt. Vă mulțumesc, vă urez un an nou, fericit alături de cei dragi, sănătate, să vă duceți la îndeplinire tot ceea ce v-ați propus și un vă rog la mulți ani. Mulțumesc! Mulțumim, domnule primar. Dacă este ceva care dorește acum la diverse, dacă nu vă puteți să vă urez și eu un an cât mai frumos, să vă rog pe și de. Mulțumesc!